aici, pe la Ciorfel. Cei care nu pot să aștepte, vă spun că noi poate să primească pe internet unele episoade mai, de viitoare, însă eu nu vreau să stric surpriza, fiindcă nici noi nu știm ce se va întâmpla în episoadele care încă nu au fost filmate. Deci este un serial în care în orice moment poate să se schimbe totul, de aceea eu cred că și este atât de captivant. Noi o să urmărim la televizor fiecare serie în parte și nu vom trișa să mergem pe internet. Pentru că suntem foarte curioși ce se întâmplă seara de seara. Nu urmărim toate seriile, episoadele la rând într-o zi. Nu pentru că nu este interesant. Și eu cred că asta ar fi cel mai corect. Și a treia întrebare din partea telespectatorilor este destul de curioasă. Mi s-a părut, pentru că noi, moldovenii, mergem la odihnă vara, în vacanță, mergem în Turcia, pentru că este o țară exotică. Exact. Unde mergem în vacanță vara, când are o mică vacanță, e zi a Saroglu. La fel în Turcia sau în altă parte? Ben yemekler görmeyi çok seviyorum. Seyahat aslında boş zamanlarında yaptığım bir hobi, tutku benim için. Görmediğim ülkeleri görmeyi seviyorum. Farklı ülkelerde gezmeyi tercih ediyorum. Mie îmi place să descoper noi state, noi țări și în timpul meu liber, adică și călătorie este un hobby pentru mine. Și îmi place în timpul meu liber să călătoresc prin țările unde încă nu am fost. Un om de artă, un artist adevărat, trebuie să facă multe lucruri în lumea asta, pentru că pe urmă, ulterior, în fața de camere de alt vedere, atunci când se află pe platoul de filmare, se le poate transpune. Știu că ești într-o formă fizică foarte bună. Am văzut că și personaje de acțiune faci. Spune-mi, te rog, toate trucurile din filmele de acțiune le interpretezi tu personal sau ai dublură? Nu te mai ridici de ambulatorie. Dublurul eu. Nu am dublură. Trebuie să vă spun un secret. Dacă ați văzut sau nu ați văzut o clipă, doar vă rog foarte frumos. Să știți că Ezghia Sarăcu este într-o formă fizică foarte bună și se luptă foarte și foarte bine. Am văzut secvențe și am văzut momente în care se bate mult mai bine decât actorii profesioniști pe care știm noi de la Hollywood și pentru asta vreau să-i spun bravo și felicitări, pentru că nu este foarte des întâlnit acest lucru. Bravo, felicitări! Cioc, 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 de ce ai crede? Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Aș vrea să te provoc. Ce vrei să le spui telespectatorilor noștri, fanilor tăi din Republica Moldova, fanilor tăi prezenți aici în număr atât de mare. Ce vrei să le spui? Care ar fi mesajul tău pentru ei? Çok çok teşekkür ediyorum. Hep böyle kalsınlar. Gerçekten herkes o kadar güler yüzlü, yani iç güzellikleri yüzüne yansımış. Hep böyle kalsınlar. Çok 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 güzeller ve ilgileri için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Le mulțumesc foarte, foarte mult, îi doresc să rămână tot așa cum sunt. Eu văd că frumusețea lor interioară se reflectă pe fețele lor, sunt foarte zâmbitori și pentru aceasta le mulțumesc foarte, foarte mult. Știi foarte bine că toată lumea se pricepe să dea o notă, fie pozitivă, fie negativă, la un lucru pe care îl face altcineva. Noi, fanii, i-am dat o notă foarte pozitivă pentru rolul interpretat în acest minunat serial, Bahar, Viață Furată. Cum reacționezi la critica de specialitate? Pentru că este cu siguranță multă critică, și pozitivă, și negativă. Cum primești această critică? Saygıyla karşılıyorum. Olumlu veya olumsuz bütün eleştirileri dikkate alıyorum tabii ki.
Ama her zaman kendi yolunuzda kalbinizin sesini dinlemeniz gerekiyor. Le accepto rispetto, accepto toate criticile și pe cele negative și pe cele pozitive, însă vreau să spun că în calea fiecăruia omul trebuie să-și urmeze inima. Haideți să o aplaudăm! Și ăsta este un îndemn din partea lui Zghia Sarungu, să ne urmăm vocea inimii. Vreau să te întreb, cine este omul numărul 1 în care ai încredere și critica pe care ți-o face el, știi că este de calitate. Persoana de încredere a profesionistei Ezghi Asaroglu, a actriței Ezghi Asaroglu. Cine este? En çok kendime güvenirim, kendimi de acımasızca eleştiririm. Ama ikinci kişi annem sanırım. Çünkü yapıcı bir eleştiri, gelişmeyi destekler. Annem de daha iyi olmamı istediği için sağ olsun. Dürüstçe kötü olan her şeyi söyler ki güzel, daha iyi yapabilirim. Primul rând, am încredere în mine. Și mă critic foarte dur, vreau să spun. A doua persoană cred că ar fi mama mea, fiindcă și mama mea face o critică foarte constructivă, deoarece și ea vrea că eu să devin mai bună.